Sindicaliștii din RATB vor protesta marți de Ziua Femeii între orele 10 și 14.30 în fața Palatului Parlamentului. Aceștia se declară nemulțumiți de condițiile de muncă, de numirile politice și de furturile din autobaze. Totodată acuză faptul că accidentele de muncă sunt ascunse. Regia de transport public cere consilierilor generali aprobarea prejudiciului de 1 milion de lei în urma câștigării în instanță a unor procese intentate mai ales de foștii directori ai RATB, dați afară de Consiliul de Administrație al regiei. Acesta este prețul rotațiilor politice la conducerea RATB, care ar urma să umfle bugetul local cu echivalentul a 223.000 de euro. Consilierii generali au interese numeroase și rude angajate pe bani foarte mulți în RATB,